orice de muncă, un președinte prezent și implicat, un președinte alături de toți, un președinte care să lupte pentru țara lui. În această toamnă vom da țării președintele care va reda demnitatea. Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului. Suntem la o emisiune de promovare electorală, iar alături de mine în această ediție îl am pe domnul deputat PSD Sebastian Radu, cel care reprezintă, evident, candidatul Partidului Social Democrat, pe doamna Viorica Dăncilă. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule deputat. Sunt multe pe care aș vrea să le discutăm. Sper să avem și timp astăzi să vorbim despre toate aspectele politicii. În primul rând, am văzut că PSD-ul trece în opoziție. Cum ați primit vestea că moțiunea de cenzură a trecut? Cum ați primit vestea că trebuie să fie un alt prim-ministru și un alt guvern? Să fiu cinstit cu dumneavoastră, mă așteptam ca acest lucru să se întâmple. Am fost unul dintre parlamentarii Partidului Social Democrat care a avut o anumită doză de realitate și în discuțiile pe care le-am avut cu colegii am spus că există șanse reale ca această moțiune de cenzură să treacă. Că este un lucru bun sau rău, asta este o cu totul altă discuție. Cinstit să fiu, cred că era și timpul ca Partidul Social Democrat să intre în opoziție. Nu știu dacă pentru România este un lucru foarte bun în acest moment. Să nu uităm că această moțiune de cenzură a generat și va genera în continuare oarecare instabilitate în România, lucruri care nu poate face bine nimănui. Mai mult decât atât, acele motive, da, invocate în moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului sunt unele pe care personal le consider nerealiste și de care colegii noștri de la celelalte partide ar fi trebuit să țină cont. Deocamdată nu am trecut în opoziție, suntem încă la putere, guvernul Dăncilă guvernează în continuare și s-ar putea să o facă o bună perioadă de timp de aici încolo, pentru că este ușor să dărâm ceva, este mai greu să construiești, să pui altceva în loc. Și iată că vedem aceste discuții interminabile ale premierului desemnat, domnul Ludovic Orban, care nu reușește să construiască acea majoritate care să sprijine un guvern pe care să-l conducă. Vom vedea dacă săptămâna viitoare în Parlament va găsi în primul și în primul rând quorumul necesar pentru ca o eventuală ședință în care se dezbată propunerile de organizarea guvernului, program de guvernare și așa mai departe, dacă această ședință va avea loc sau nu. Așa cum Constituția spune, în condițiile în care nu va exista acest quorum, pe care noi nu îl vom asigura, este o decizie luată și asumată. Asta înseamnă că nu veți intra nici în sală, nu? Asta înseamnă că nu vom intra în sala de plen. În acest caz, guvernul Dăncilă rămâne la Palatul Victoria până când, da, premierul desemnat va reuși să strângă acea majoritate cu care să asigure măcar quorumul de ședință. Dacă nu va asigura quorumul de ședință, înseamnă că va fi o altă ședință? Va fi un alt premier propus de președintele Iohannis sau nu rămâne același? Procedura constituțională spune că după desemnarea premierului, acesta are 10 zile la dispoziție pentru a veni în Parlament și pentru a cere votul de investitură. Mai concret, trebuie ca în aceste 10 zile să vină și să propună Parlamentului un program de guvernare, o structură a guvernului și miniștri. Această obligație probabil că va fi îndeplinită de către premierul desemnat, urmând ca după aceea birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului să stabilească data ședinței comune în care aceste lucruri să fie discutate și eventual guvernul să fie validat. Bineînțeles, cu tot ce înseamnă actele procedurale care precedă această ședință, audierile în comisiile de specialitate ale Camerei și ale Senatului, cu siguranță că toată această procedură se va întinde pe o perioadă de timp, urmând să vedem, așa cum am spus, nu vreau să mă repet,
să vedem dacă la ședința de investitură vor avea cvorumul de ședință, vor strânge acel număr de 233 de parlamentari care să le asigure o eventuală investitură acestui guvern. În cazul în care cvorumul de ședință nu se va realiza, va trebui convocată o nouă ședință și așa mai departe. O nouă propunere de premier se va face doar în condițiile în care propunerea, da, premierul desemnat nu va întruni numărul necesar de voturi, deci nu va avea 233 de voturi într-o ședință care va avea cvorumul de necesar. Bun, acum revenind la Partidul Social Democrat, sunteți în plină campanie electorală. Înțeleg că doamna Viorica Dăncilă rămâne președinte al PSD și aș vrea să vă întreb cum decurge campania electorală, care a început așa cu un moment destul de greu pentru partidul pe care îl reprezentați. Campania electorală, eu zic că a început bine, suntem organizați ca întotdeauna. Echipele noastre de campanie, cu siguranță că le-ați văzut deja în oraș și le veți vedea și în perioada următoare. Mergem în toate localitățile județului, avem discuții cu oamenii. Care vă spun ce? Care este starea lor? Care, să știți că încep să privească mult mai obiectiv realitatea românească, încep să fie din ce în ce mai temători că lucrurile bune care s-au întâmplat în ultima perioadă se vor schimba. Să nu uităm că, dincolo de acest discurs pompos împotriva Partidului Social Democrat, există niște realități pe care nu le putem nega. Dacă în discursul public adversarii noștri, competitorii noștri vorbesc despre un adevărat dezastru economic, vedem că, de fapt și de drept, cifrele ne spun cu totul și cu totul altceva. Și vă pot da, dacă doriți, exemple concrete din tot ce înseamnă mediul economic, din tot ce înseamnă acești indicatori sociali pe care îi vedem discutați tot timpul la televizor. De la salariu minim, mediu, care au crescut la niște valori, spun eu, care nu pot fi puse la îndoială. Am văzut tot felul de discuții, spre exemplu, în spațiu public în ultima perioadă, legat de acea datorie publică, de care toți sunt extrem de temători. Să nu uităm că în termeni reali, procentuali din PIB, datoria publică a României a scăzut și nu a crescut. Dacă ne uităm la statisticile puse la dispoziție chiar de către Uniunea Europeană, vedem că România este pe unul din locurile codașe, da, la partea asta de îndatorare. Nu ne apropiem nici măcar de media Uniunii Europene. Nu mai vorbesc de fruntașii din Uniunea Europeană la acest domeniu. Iată că toate țările la care privim cu atât de multă poftă, da? Că vorbim de Germania, că vorbim de Franța, Portugalia, Spania, Italia, oricine, putem observa că au o datorie publică extrem de mare și nu-și fac niciun fel de griji. Gândiți-vă ce înseamnă pentru PIB-ul Germaniei o îndatorare de 80%, ceea ce este real. Oamenii au construit acele societăți, au făcut respectivele investiții, că vorbim de, nu știu, infrastructură rutieră, spitale, școli și așa mai departe, din acești bani. Să nu uităm că acel prag de deficit bugetar de 3% din PIB a fost introdus într-un moment în care toate aceste țări și-au rezolvat mare problemă din tot ce înseamnă necesar de infrastructură. România trebuie, pe de o parte, să accepte acest lucru, da, o îndatorare minimală, pe de altă parte, trebuie să se uite și cu încredere la viitor și să-și dorească mai mult pentru cetățenii ei. Deci, toate aceste lucruri care au fost lansate în spațiu public, dacă stăm să le luăm la bani mărunți și oamenii au început să se uite cu atenție la toate aceste lucruri, vedem că nu sunt chiar așa cum le prezintă competitorii noștri. Deci, eu sunt încrezător și nu trebuie decât să explicăm oamenilor, să mergem cu fruntea sus și să le arătăm toate lucrurile bune care s-au întâmplat în această ultimă perioadă, spun eu. S-au întâmplat, a fost de fapt programul de guvernare pe care PSD l-a propus. Implementat în proporție de peste 80% în momentul de față. Mai erau însă câteva etape, mai erau multe de făcut. Acum, practic, a fost stopat programul de guvernare pentru că nu-l mai puteți pune în practică. Nu. Nu? Nu. Dacă tot ceea ce a însemnat, guvernare... tot ce înseamnă măsuri în programul de guvernare, ele continuă să fie aplicate. Este adevărat, trebuie să ne oprim poate la anumite
măsuri, dacă vorbim aici despre anumite creșteri, da, de pensii, de salarii și așa mai departe. Asta înseamnă că noul guvern nu vă poate garanta că va respecta toate aceste măsuri pe care le-ați promis în programul de guvernare. Să se aștepte oamenii ca salariul să nu mai crească, pensia să nu mai crească, spune. Dacă ați văzut, noi am propus acel pact, da, prin care cerem tuturor actorilor politici să semneze pactul și să-și asume că nu vor exista tăieri de pensii și salarii în viitor. Să nu uităm că progresul României în ultimii ani a însemnat tocmai această creștere accelerată și accentuată a veniturilor populației, că vorbim de salariați sau că vorbim de pensionari. La sfârșitul zilei, fiecare dintre noi, și am mai avut această discuție la dumneavoastră într-o emisiune, dacă ne uităm în buzunar, o să vedem că trăim mai bine, că avem mai mulți bani. A existat o creștere, este adevărat, a prețurilor, da? Dar nu este un lucru pe care guvernul să-l poată controla. Nu putem controla noi ce preț, nu știu, pun la tomate sau la roșii sau la castraveți, că mi se dă mereu acest exemplu, cei care produc lucrurile respective. Atâta timp cât există o cerere pe piață, suntem o piață liberă, există un mecanism de reglare a acestor prețuri. Deci, iată că într-un final sunt mai mulți bani în buzunarul fiecăruia, iar românii în ultima perioadă, datorită acestor discuții din spațiu public, acestor emisiuni pe care le vedem peste tot, care arată numai eventuale lucruri negative sau lucruri rele, au ajuns peste tot să discute numai despre aceste lucruri. Nu mai văd oameni care să se bucure de ceea ce au. Da? Cei mai mulți dintre noi, și când stăm de vorbă, și cu prietenii, și cu vecinii, peste tot, toți se uită numai la ceea ce nu au. Și le spun mereu, dragii mei, dar uitați-vă, bucurați-vă și de ceea ce aveți. Pentru că este mult mai important. Ce a însemnat până acum, în ultimii ani, să nu mergem prea departe, cu toate că avem zeci de ani cu o politică social-democrată, ce a însemnat în ultimii ani pentru România o astfel de politică și ce se va întâmpla de acum înainte? Care credeți că sunt șansele ca această politică să continue în aceeași notă și nu descendentă panta să fie? Păi haideți să ne uităm un pic la cifre. V-aș cita câteva. Vă rog. Dacă ne uităm prin comparație, PIB-ul în 2012 era de 595,4 miliarde de lei. Am ajuns în 2019 la 1031, deci este aproape o dublare a PIB-ului din 2012 până în 2019. Haideți să ne uităm la deficitul bugetar, da? Era de minus 3 în 2012, este undeva la minus 2,8, minus 3,1 în 2019. Deci nu avem o creștere explozivă a deficitului, dacă privim și acest indicator. Datoria publică era 37% din PIB, este 35% astăzi. Cursul leu-euro, dacă ne uităm la anul 2012, era 4,45 de lei, 4,6 în 2016, 4,75 astăzi. Deci iată că și această discuție legată de explozia cursului de schimb nu este una chiar adevărată. Toate monedele, indiferent unde ne uităm la vecinii noștri în jur, vedem că într-un fel sau altul variază. Exporturile de bunuri. Aud acele previziuni ale colegilor noștri de la PNL care spun că este un dezastru economic, că România nu face și nu drege. Deci dacă ne uităm la exporturi în miliarde euro, în 2012 aveam exporturi în valoare de 45 de miliarde, 2019 80,2 miliarde de euro. Deci iată că în 7 ani de zile vorbim de o dublare a exporturilor. Este adevărat, au crescut și importurile. De aceea discutăm despre acel deficit. Faptul că se importă mai mult înseamnă că piața consumă, înseamnă că oamenii au mai mulți bani, că trăiesc mai bine. Deficitul comercial, așa cum am spus, a crescut. Numărul mediu de salariați, dacă în 2012 aveam 4,44 de milioane, avem astăzi 5,3 milioane de salariați. Deci iată o creștere de 900.000 de salariați în cei 7 ani. Uitați-vă la câștigul salarial mediu net lunar. În 2012 era 1.507 lei, astăzi este de 3.085. Vorbim de o dublare în 7 ani de zile. Da, și exemplele pot
continua salariul minim net. Dacă luăm la 2016, era când am preluat guvernarea, 878 de lei, astăzi este de 1263 de lei pentru cei fără studii superioare, 1413 pentru cei cu studii superioare și 2363 de lei în domeniul construcțiilor, unde avem un deficit uriaș de forță de muncă. Puterea de cumpărare la salariați a crescut cu peste 40% din 2016 și până astăzi, că tot vorbim că avem mai mult sau mai puțin bani în buzunar. Punctul de pensie a crescut de la 871 de lei la 1265. Și așa mai departe. Deci, inclusiv acel indicator care măsoară gradul de sărăcie, dacă ne uităm, că l-am văzut și pe acela pe televizoare, arătăm că în continuare un număr important de români trăiesc la limita sărăciei. Dar să nu uităm că mai există un indicator care se numește persoane în deprivare severă, da? Care a scăzut de la 4,7 milioane în 2016 de persoane care trăiau la acest prag la 2,5 milioane astăzi. Este o scădere de 47%. Sunt indicatori care ne arată că pe guvernarea PSD, oamenii au început să trăiască mai bine. Uitați-vă la toate măsurile economice luate în această perioadă despre care putem discuta. La fel, au dus la plusuri importante în economia românească. Firmele o duc mai bine. Văd astăzi la televiziuni peste tot prezentate într-un mod frumos toate acele proiecte pe programul de Startup Nation. Și vedem cum oameni vin în România și încep să facă ceva, se întorc acasă. Toate aceste lucruri nu pot fi negate. Singura discuție pe care, pentru că acum trebuie, suntem în campanie electorală și trebuie să vorbim și despre candidații noștri, haideți să nu uităm că dintre toți candidații pe care avem astăzi în fața noastră, Viorica este singura, da, care a condus un guvern, care are această experiență guvernamentală și care a demonstrat că poate face lucruri bune pentru România, da? În antiteză, dacă ne uităm un pic la președintele în funcție, vedem că au trecut 5 ani de zile și nu prea știm, nu prea ne dăm seama ce a făcut în acești 5 ani. Bine, un prim-ministru are atribuțiile lui, președintele are cu totul alte atribuții. Eu mă uit la atribuțiile premierului, da? Să nu uităm că toate acele afirmații, nu știu, corecte de altfel, că a plecat în America și s-a întors cu o șapcă, sunt cumva adevărate. Eu mă uit la atribuțiile președintelui, care sunt în principal în ceea ce privește politica externă, da? Vedeți ceva extraordinar că a făcut în acești 5 ani, am intrat în Schengen cumva sau l-ați văzut promovând vreodată acest lucru, ați văzut ceva, vize ridicate, ați văzut, nu știu... Nu, dar s-a tot vorbit despre pașii care se fac înspre aceste direcții. Eu vă întreb ce ar face doamna Dăncilă dacă ar fi președintele României în materie de politică externă. Cum credeți că s-ar descurca? Eu cred că în primul și în primul rând ar avea o relație extrem de bună cu guvernul României, indiferent care ar fi acela. Să nu uităm că nu pot exista progrese, cel puțin în politica externă, cea de care este răspunzător președintele, fără o colaborare loială corectă între președinte și guvern. Dacă tu ești un președinte care tot timpul se luptă cu guvernul, România nu va avea de câștigat niciodată. Deci cred că cel puțin în această direcție, candidatul nostru va avea o relație cât se poate de corectă cu guvernul României, indiferent care va fi acela. Ar putea să intre eu România în Schengen cu doamna Dăncilă președinte? Să fie vize ridicate? Eu cred că da. Da? De da. Ce? Pentru că ar merge, ar trage așa cum spun românii la aceeași căruță cu guvernul. Atâta timp, mă uitam și astăzi chiar dacă declarații ar fi domnul Ponta, așa ipotetic prim-ministru? Eu cred că chiar dacă ar fi domnul Ponta. Dincolo de această animozitate dintre cei doi, atunci când interesul național le va dicta, cred că se vor pune de acord și vor avea o colaborare cât se poate de bună și de corectă, așa cum au mai avut-o și în trecut de altfel. Știți cum este, astăzi ne certăm, mâine, dacă este cazul, ne dăm mâna și ne împăcăm. Puteți observa acest lucru, dacă vreți, și din declarațiile lui Victor în ultima perioadă în ceea ce privește susținerea unui eventual guvern PNL. El și-a arătat toată deschiderea pentru a merge în continuare alături de PSD și ALDE pentru o construcție viitoare. Deci, iată că ceea ce afirm are o bază reală și
este extrem de ancorat în realitatea politică de astăzi. Da, o să ne oprim acum pentru publicitate. În a doua parte o să mai vorbim despre ce își propune doamna Dăncilă dacă va deveni președinte a României. O să vorbim puțin și despre Buzău, domnule deputat, pentru că sunteți, ați fost consilier, ați fost foarte aproape de echipa din primărie, sunteți în continuare și aș vrea să vă cer câteva lămuriri. Ne oprim și revenim imediat. Voi lupta în această campanie pentru a scăpa România de cel mai toxic președinte pe care l-a avut vreodată. Un președinte care s-a întors împotriva românilor, care a blocat guvernul și a refuzat drepturile oamenilor, care și-a bătut joc de Constituție și de deciziile Curții Constituționale.